Nu știu, te descurci, uite, fă-mi intru. Se vede cum de aici, mama fermierului vostru preferat, adică fermier în devenire. Hai până în solar, să vezi solarul. CTC-ul. Hai că CTC-ul și nu știe cu ce se mănâncă. Ia viața, mă. Doamne, simt că în două zile mănânc roșii. Mamă, ce ardei avem? Da, nici n-am știut că avem ardei. Deci roșii la 1,76 m. Astea, alea de pe partea alta au 2 și alea de acolo. Da, alea e alt sui. Mamă, dar arată cum mare. Am zis că e ca la carte. Deci nu îmi dau seama cum ai putut. Uite că aici asta cred că o să fie prima care se face, dacă o vezi aici. Da, am văzut-o. Păi, aia de asta. Ideea e că ieri le-am făcut defolierea și deja uite că a început și în partea asta la firul ăsta, a început să se coloreze. Și acum trebuie cărate toate grămezile astea. Bine că avem două roabe acum. De acolo ai ochiul boului sau cum se numesc. Da. Și mai am și pe aici. Și cu lacrima 2 metri are. Da, vezi că astea nu produc la fel de mult. În fine, poate pe următoarele etaje. Mi-a mai scris cineva în comentarii că slabă producția pe primul etaj. Păi da. Asta dacă e. Le dădeam și eu fus cu de la zi. Nu trebuie să mai vin albina. Păi au căzut când m-am băgat eu pe acolo. La anul o să mai scad cu un rând pe fiecare parte și le fac un pic mai largi. Da. Că mă chinui foarte tare acum. Prima cucunea, ne-a căzut, nu s-a rupt. O pune la murat. Da. El o mănâncă. La câte avem aici, să avem de pus la murat. Am curățat și aici. Dar oricum noi o să ne vedem după ce pleacă mama, gen vreau cu mine la treabă, că mai e, v-am spus ce avem de făcut azi. Aștept să plece masa. Nu neapărat, că acum e pauză, să zicem așa. După aia am parcat mașinii bolizii aici, ambii. O să fie. Lăsați-mi în comentarii, scrieți fiecare cu o aproximație câte roabe de burană credeți că scoatem de aici. Așa, și câștigătorul vedem, îi dăm un E20. Nu știu. Eu vreau să vând un pont. Fiecare să scrie un număr și care cel mai aproape, nu știu, câștigă, vedem, ne înțelegem, nu-i problemă. Dar scrieți acolo în comentarii. O lădiță de castraveți. Păi, o lădiță de castraveți sau cât un pic din fiecare, ce vreți, dar veniți și vi le luați. Sau vedem, ne înțelegem, nu-i problemă, dar sunt curios cine câștigă. Că de aici, chem poliția. Chem poliția. Unele sunt, dacă ai văzut și pe vlog, unele sunt mâncate. De gângănii. Dar vreau și căpșuni. Căpșuni? Mai slăbuți la căpșuni? Uite aici, vină. Aici. Sau acolo. Ce doar l-am mâncat? Mă ajută. O să tai eu la editarea asta, ca să nu vedeți. Voi intrat în solar și primă roată, Alex trebuie să strângi castraveții. Dar rest, să fi văzut cât s-a făcut acolo, nu, dar Alex castraveții. Prieten adevărat spune adevărul. E adevărul, nu e adevărat că e frumos la roșii și la alea? Foarte frumos trebuie să culegi castraveții. Nu mai zic nimic. Da, da. Vezi, cred că o să fac acum bețele astea și după aia gata. Și aici la fel. Deci firul ăla de acolo, l-a luat firul ăla de acolo? Da, și l-am pus printre astea de mai știu care. Ăla care o să facă tot anul, ăla trebuie înmulțit. Da, da. Parcă are, vezi, zici că are tălpi, are, zici că e încălțată. Gata? Pace? Bate cinciu cu tata! Bagi tu mâna la aia? Vezi, ai grijă că mușcătoare și zgârie. Provoacă-o, trage de coadă, să-ți face. Hai să batem cuma. Dar vină mai că avem niște poze frumoase. Hai să batem cuma! 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 Ține-mi de pe fata lui, baba. Ține-mă, mă. Asta-i dragoste până bădăi. Vedem-te aici, aici. Bup! Astăzi mergem în solar. Să facem treabă, haide. Știți din vlogul de ieri că mai am un pic, în fine am mai făcut un pic de dimineață, acum am făcut la animale și o să-i dăm drumul în continuare. I-am parcat aici, să lăsăm un pic deschise ca să mai intre aer. Vedeți că aici nu era spațiu. Mamă, ce s-a încălzit! Cu ocazia asta am văzut că avem și ardei bulgărești aici în dreapta. Bă, eu pe ăsta nu l-am făcut. Mă auzi? Pe rândul ăsta nu l-am făcut. Nu pot să... Da, deci
Am dat concluzia că rândul ăsta nu l-am făcut, nu-mi dau seama de ce nu l-am făcut. Da, nu știu dacă mai fac azi, să fac mâine. Vedeți, are copil, are și aici unul mic, mai are unul și sus aici și... Trebuie să-mi dau seama, uite, nici frunzele nu sunt rupte. Da, se mai întâmplă și de-astea. Ia, deci ai filmat parcă ardei, nu? Pe aici trebuie cărate... buruienile, trebuie să strângem castraveciorii, ce s-au făcut foarte mari, că n-am mai avut timp să mai strâng, mai ales că am încercat să recuperez cele două zile de pe drumuri și unii au crescut un pic cam mari, îi tăiem și îi dăm la găini, știți cum îi mănâncă? Bun, pe o seară trepied atunci, o să vă pun pe repede înainte, vedeți că și acolo e o grămadă bureană, trebuie să văd cum fac să scot bureana, dar fără să afecteze condimentele, cam pătrunjel, mărar, dar astea, mărarul trebuie tăiat normal și pătrunjelul. Dar o să fie muncă de chinez, că trebuie să iau fir cu fir. Și dăm drumul, deși e foarte cald. Ia ieși afară, vezi ce-i refer. Dar să te dai din ușă, că ai văzut? Ia, dă-te mai așa, că din ușă iese căldura. Simți? Diferență, ți-am zis? Ia, dacă aveam plasa de umbrire... am uitat să vă zic, am vorbit cu domnul Marian, l-am sunat ieri sau altă ieri, când mă duceam spre casă. L-am sunat și mi-a zis, mi-a promis de fapt că vine... de azi într-o săptămână, adică sâmbăta viitoare. Să-mi țineți pumnii și să sperăm că o să vină, o să repare aici, ca să pot să pun plasa de umbrire. E foarte cald, uite, vină în ușă să vezi cum este căldura, cum se simte Casey. Vezi cum te lovește? Ți-am zis. Haideți să mai facem un update micuț la roșii și după aia o să pun pe repede, înainte ca să ne terminăm și noi ce mai avem făcut astăzi. Uitați, diferență, eu am defoliat ieri alaltăieri, cred că ceva de genul defoliat, parcă se numește când rup frunzele. Sunt sigur în proporție de 90%, aia 10% sunt scuzabili. Și vedeți că deja au început. Ia uitați. Dai să găsim noi, de vedea că găsim noi roșia aia. Stai tu acolo un pic până... restant, pe care nu-mi dau seama cum de n-are o să văd. O negrit iar pe mâini. Și nu știu cât mai stăm în solar, cred că mai strângem la bugană. Și gata, are zumea fărnica înăuntru. Chiar a venit căldura. Și oricum o să ajung în curând, în curând invitații, cred. Vedem. Tata, dacă o sperii. Oh, nu a apucat de mânuțe, ei. Lăbușa, nu. Uite poziție. Ce, tata, nu se joacă cu tine? Stai, mă. Revenim în solar. Asta o să fie un vlog un pic mai zăpăcit, să zic așa. E făcut pe mai multe zile. Aseara a plouat, acum e norat, e răcoare, să spunem așa, nu e extraordinar de bine în solar. Dar e mai bine. De la, adică, o să vedeți, cred că 2 sau 3 zile într-un singur vlog. Deja uitați diferență, pentru că a rupt frunzele. A început coacerea destul de bine și aici la fel. Asta e și moale. Și încep toate să se coloreze, deci undeva într-o săptămână. Eu zic că deja pe la sfârșitul săptămânii viitoare ar trebui să începem să avem roșii de vândut. Depinde foarte mult și de vreme. Sâmbătă vine domnul Mariar să tragă folia undeva pe lunea viitoare. Deci nu mâine, adică nu când vedeți voi vlogul, că e luni când vedeți voi vlogul. Lunea următoare o să vreau să pun și plasa de umbrire și să dea drumul pe astea mici la producție. Haideți să vă arăt de ce e bine să ai 65 de kg. V-am zis că uneori mi-aș fi dorit să am măcar 80 de kg ca să nu mai plece motocultorul cu mine, că ăsta îi dau drumul, mă apuc, îmi fac treaba și pleacă la un moment dat pe câmp, pe deal cu mine, se oprește că rămâne fără benzină. E greu. În schimb, pentru că am 65 de kg, să vedeți cum mă bag eu pe rândul ăsta, mă duc cu asta frumos și iau toată bureana și o încarc în astea. Hai după mine, așa încet. Trebuie neapărat asta să tăiem și copilii de la castraveți, că se întind mult prea tare. I-am lăsat pentru că nu vreau producție la castraveți scurtă și cantitate mare, o vreau mai lungă și automat dacă are copil, nu mai trimitem cu coacere în
facerea castraveților atât de repede. Înțelegeți-l, cine se pricepe, înțelegeți cât de cât. A, vedeți, am copil aici care de la castraveți, care nu-mi permit să trag cu furca. Cred că rup ce trebuia, să vedem. Vedeți că vă... Vă arăt mai bine pe rândul ăsta, că acolo mi-e e greu să miște și camera, mă, nu știu. Vă arată cum arată până aici și cum arată... Bine, fără pisica, pisica nu o luăm cu furca. Se dea ea. Nu bag aici. Trag așa cât cred eu că... Nu vă uitați la mine că sunt fără papuci, dar... E noroi afară și când duc roaba, am câte 5 kg pe sfer papuc și mai ok așa în picioarele goale. Bun, hai să intrăm pe ăsta și după aia cred că o să o punem pe repede, n-ai câte. Asta e cea mai nervantă, buruiană, că asta se duce pe plante, se urcă sus pe ea, pe ele. Sănătate. Sănătate, are cimica. Știți cum e o bureană smulsă? Nu mai dă așa repede. Nu, o bureană smulsă e o luptă câștigată, dar nu tot războiul. Ce zici, reușesc să le iau, să iau tot ce mai rămas din funa? Eu zic că da. Că pe aici pot să țin asta ridicată și nu dă nimic, ok? Nu dăm plante. Roa. Na, nu pot. Nu știu, fac prea mare pe... Dacă o să cădem amândoi. Du-te de aici. Du-te de aici. Du-te de aici, nu mai mușca. Pune lăbuțele și trage de asta. Pune, mă, lăbuța, trage de buruiana asta. A, ne spălăm, scuză-mă. V-ați cam învățat, băi, pliculeți dimineața, frumos. Nu mi-a atacat purcelușii. Ați văzut ce făcea și ascuțea ăștia, ghearele. O, a venit și doamna secretar de stat, Juni, care ea nu era. Nu mușcă. Se dădea așa că o să vin cu asta, care e un pic mai greuță.
Hai să vedem pe aia, că știu eu că începuse coacerea mai devreme, era cea mai coaptă de pe aici, să vedem cum a evoluat. Pardon. Dar cum mai tu văd. A, uite aici. Da, asta în 2-3 zile gata de cules, ia uite. Vezi ce mole. Asta e prima rușie, asta e de la lipsa de calciu. Dacă nu le-am stropit cu nimic, așa se întâmplă. Da, e. O tăiem acolo și o mâncăm. Gata. Am terminat treaba la roșie, am terminat solarul, am terminat și la castraveți. Am cărat toată bureana, întorc să vă arăt. Am transpirat, am obosit, haideți că întorc să vă arăt cum arat. Eu zic că e perfect. Perfect. E loc de mai bine întotdeauna, dar fiind al doilea an, eu zic că e bine. The next day. Vrem acolo sus pe nebunul ăsta, care nu știu ce are de gând să facă, dar sper să nu-și ia zilele. O să-l dau jos, o să-l pun la el în boxă. Mă apuc prima oară aici afară, după aia intru înăuntru. Foarte, foarte mult nu e de făcut, dar trebuie dat o mătură, dat cu racleta. Și am și ajutor aici, în cine pun eu baza. Zi, fata, altă, dar îmi pun baza în tine. Hai să mă ajuți, hai, să ne apucăm de treabă. Mai am afară partea asta, acolo e ușor că e doar fundă strâns. Bă, dar e atât de greu de strâns asta de aici, de spart. Na. Hai că asta mai e cum mai e, că mai are fânda, ăla e betonul ăla de acolo, dar vreau să fac cât de curat se poate, așa că o să mă mai chinui și după aia o să intru și aici. Să sperăm că nu-i foarte tare pe aici, să rașchetez, să mătur. Am scos ouăle false de în cuib, trebuie să le schimb și fânul. Ce zici, mă? Bun, să continui pentru că o să rup palmele aici, la partea asta. Am terminat zona asta, în mare parte, a rămas doar asta de aici. Dar oricum vreau să vin să și spăl cu furtunul. Și dacă spăl cu furtunul, automat se va înmuia. Așa că până vin acolo vreau să mătur repede aici, să strâng, pentru că e foarte mult praf. Dau o mătură, strâng grămadă și să apară până mai se dă în praf, ca să nu mai stau să mai halez tot praful ăsta aici. Hai că vă pun înăuntru ca să vedeți cum fac. Aici înăuntru e mai tare decât porțiunea care a rămas afară acolo. Așa că i-am dat apă, las până mâine să trag apa. Să vedem dacă tot trage până plec eu, îi mai dau o dată. Ca mâine să-mi fie mult mai ușor. Ce trebuie să pregătesc toată partea asta, toată curtea asta. Bine, trebuie să amenajez aici pentru capre, că aici vor sta. Și trebuie să dezinfectez și să curăț cât de bine pot locul. Pentru că va veni tineretul în mare parte aici și... Na, nu bag de la o serie la alta și fără să dezinfectez. O să-i știți voi pe ăștia și o să las câteva zile, o să dezinfectez, o să stropesc, o să curăț, o să fie treaba. Așa o să vedeți și cum dezinfectez locul înainte să vină o serie nouă.